Zelenove, zelenopla, e bakave, dai vizotai, madjana mendostaja. Calvarul romilor din Basarabia, din Bucovina de Nord și din întreaga Românie începe după ce țara a intrat în război de partea Germaniei împotriva Uniunii Sovietice. În vara anului 1941, aliatul lui Hitler, mareșalul Ion Antonescu, urmărea un singur scop: recuperarea Basarabiei și a Bucovinei de Nord de sub ocupație sovietică. Mai târziu, Basarabia și Transnistria intră în componența României. Aceste teritorii sunt folosite ca exil pentru evrei și romi. Antonescu a promovat o politică de purificare etnică dură, îndreptată împotriva evreilor și a romilor. Au fost deportați și masacrați în Transnistria peste 300.000 de evrei. În exil au ajuns și aproape 25.000 de romi, dintre care numai jumătate a supraviețuit. Odată cu instaurarea dictaturii militare în România, pe 4 septembrie 1940, s-au înăsprit măsurile luate împotriva romilor. Drept mărturii servesc stenogramele înregistrate la ședințele Consiliului de Miniștri. În februarie 1941, mareșalul Ion Antonescu cere deportarea romilor în ținuturile nepopulate din regiunea Dunării. Aici trebuiau să-și câștige existența din pescuit. Facem 3-4 sate de câte 5-6 mii de familii și instalăm acolo gardieni în prejurul lor să nu poată să iasă. La finele anului 1942, guvernatorul Transnistriei, Gheorghe Alexianu, a emis un ordin de amplasare a romilor în grupuri de câte 100 de oameni în satele ucrainești. Unii au fost cazați în bordeie, alții în casele băștinașilor, localnicii au fost evacuați la rude și în alte sate. În Transnistria, când am fost trimiși acolo, în documente se spune că a fost create ghetouri și lagăre. La adresa romilor este un pic altfel decât, sau realitățile sunt un pic altele decât la adresa evreilor. Deci, de fapt, ei au fost dislocați în localități ucrainene sau moldo-ucrainene. Și acolo s-au ciocnit cu alte realitate, deci incapacitatea de a-i menține și mulți au fugit de acolo. Mulți erau prinși și aduși înapoi. Vine altă parte a acestui fenomen negativ, relațiile conflictuale pe care le-au avut cu băștinașii, deoarece venirea a fost în detrimentul populației ucrainene sau localnicilor. În satul Ivanovka din regiunea Nicolaev trăiau 500 de romi deportați din Basarabia și din România. Localnicilor le plăcea să se târguiască atunci când cumpărau ceva de la ei. Nadejda Mahneac avea 17 ani când mama sa i-a cumpărat mai multe obiecte meșterite de romi. Ea ne-a arătat și locul unde au locuit cei exilați. Este o poiană unde azi setenii pasc vitele. Там воно було брошено, та пошту вже все, то вони там обоснувалися, і так, видно, тут молдаван у нас один був, що ми по-молдаванськи, видно, говорив, і так вони і були до самоосвобождення. То вони що, собі закачі робили вуголь, спеціалісти, робили нам вилка, там сапи тої, другої, і так вони і жили. І відки, чекайте, відки вони самі. Кажуть, з Рибниці. В Захарівці теж обоснувалися. І там було несколько сімей, теж всі жили, циганів. От. І там якось вони ці шатро мали, що люди їм підкармлювали. Sunt li de țigani și de evrei împreună, adică se folosesc și țigani și evrei la aceleași munci agricole sau de atelierele industriale, de la niște șugăriri și așa mai departe. Și unii și alții de aceeași soartă, adică soarta de a fi nemiciți prin diferite metode, prin infecții care nu erau tratate la timp, tifozul eczematic care scăteau din viață și evrei și țigani. Хамисали андактани тагад. Хай мудар енасам,
fugărina sa. E brigada le neamțăngită gada sa. Ananas guru, ananas guru, balișe, hamaturi atât de lângă cătanii de nasa. Condițiile de cazare ale romilor erau totuși mult mai bune decât ale evreilor, motiv pentru care cei din urmă se ascundeau în ghetourile romilor. Câți evrei au ascuns mama, Dumnezeu și de acolo pământ ușor, câți evrei au ascuns de la moarte, noi în puști. Mai tare în acăjă. Eu eram toți ca frații. Îi împușca, mai ceva ca pe țigani, îi împușca. Când se ascunde la noi, îi prinde și îi împușca. Spune-te, întreba, de ce l-ai ascuns? Nu înțeleg limba lor. Pac, sunt împușcat, gata. Să facem de mână, că nu știm ce. S-o ascuns, lasă-i. În acele vremuri de restriște, jandarmile cereau romilor să aibă grijă de cadavrele a mii de evrei. Alexandru Nazarov cunoaște din spusele bătrânilor despre atrocitățile de atunci. Ne-a indicat și locul unde erau împușcați evreii. Este tam nosile, nimții tam ne davale, через вікна кидали. І там кого назад далі погнали, а хто не міг, то його розстріляли тут, чи як там було, я не знаю, говорять так. Ну, де то, я знаю, десь в якійсь ямі їх тут загорнули. То. А скільки там людей, не знаю, це треба старших питати, може хто пам'ятає. Та я вам розкажу. Кутра, хто хоче глупо, ваша ядинка, що не бага коло, зій. Și duce pământul cu lopata, duce pământul și când se răsufla, pământul se ridica sus. Trei sărași. Și i-a acoperit cu pământul. Poate aici i-a țins ca așa ea. Poate 1000, 2000, acolo eram. Se sparge țigani. Du-te și lângă la plasă nu pot. Și se ducea țigani, că de-am ce era să fac. Făcea o bucățică de grabă și le îngropa acolo și le acoperi. Și tu ai să dea Dumnezeu să nu mai știe nimeni. Mă am întrebat, dar inima în mine faci și așa, să nu știe nimeni asta. Să nu mai știe. Nici copii, nici am și eu, dar și copii. În Domanovca, corpurile neînsuflețite ale evreilor sunt îngropate într-un cimitir îngrădit și îngrijit. Puțini însă își mai amintesc de drama acestor oameni. Astăzi, din acele 100 de ferme și grajduri pentru vite, unde erau ținuți și deportații, au rămas doar ruinele. Fundamentul clădirilor continuă să fie o mărturie vie a masacrului. Două etnii diferite, evreii și romii, au trăit în perimetrul acestor pereți. Deși erau separați în ghetoul din Dubina, au avut posibilitatea să se întâlnească timp de câteva săptămâni. Atunci când s-au văzut, mare le-a fost bucuria. Shab Sroif este evreu, născut în 1929. Avea 12 ani când a fost deportat din satul Duruitoarea Veche. Erau oameni cum scade, erau oameni cu haz de muncă, știți, și dădeau nouă întrebări de multe ori și povesteam câte ceva, de unde suntem, de unde, știți, era interes. Interes între noi și ăsta, dar voi de unde ați fost, dar voi de unde ați fost. În felul ăsta noi, cum spune, ne-am comunizat. Atunci când munceau cot la cot, romii aveau ce învăța de la evrei, în special cum să lucreze pământurile. Țiganii care au fost la noi acolo și au lucrat, într-o bună zi nu i-am mai văzut. Au plecat probabil la altă parte sau ceva. Ei au lucrat aleacă la câmp, dar ei nu prea erau specialiști să prășească, să stăia, știți, să iau alte. Dar erau, lucrau și aveți să fac, puteți să aibă neplăceri. Viața multor evrei și romi a fost salvată de regina României Elena, mama regelui Mihai. În memoria oamenilor a rămas ca o femeie cu inimă de aur și înțeleaptă.
a reușit să-l influențeze pe Ion Antonescu să oprească deportările. La memorialul Holocaustului Yad Vashem din Ierusalim, regina Elena este distinsă cu titlul Drepți între popoare. A trimis în Transnistria mai multe trenuri cu mâncare și îmbrăcăminte pentru cei exilați. La începutul anului 1944, regina Elena a fost cea care i-a ajutat pe romi să revină la Baștină. A venit ruși. O, țigani, o, drastă, țigani, o, nu am de gât, tata, mama, pe ruși. O, ot, nemță, ot, nemță, netu, borță, dă-mi da moi! Ne dădea pâine, ne dădea conserve. Ăștia soldați, așa buni soldați. Măi, oi țigani, bine. Dă-mi, idite da moi, idite cu da hatite. Pe nemță gândeam, Germanie. Copțile a luat în căruță, avem căruță aveau. Și le luau în căruță și le duceau. Cudavam, diremnă, diremnă, dă-mi, diremnă. Anatolie Tesovski își amintește de aproape toate convoaiele de romi și de evrei care au trecut prin satul său Ivanovka. La câțiva pași de casa lui se află ferma în care locuiau deportații. Când au plecat acasă la Baștină, unii romi de bucurie și-au uitat copilul în sat. Tak spișele și pochidele de tenul în smitii. I tu люди взяли того хлопчика, викормили його і назвали його, дали йому фамілію Стригуляй. Într-o scrisoare finală, adresată poporului român, Ion Antonescu recunoaște că a deportat și că a maltratat romii și evreii în lagărele din Transnistria. Iată cum Antonescu a justificat deportările. Se întâmplau omoruri. Opinia publică mi-a cerut să o apăr, fiindcă țiganii intrau noaptea în case și jefuiau. După multe investigații, s-a constatat că erau țigani înarmați cu arme de război. Toți acești țigani au fost deplasați. Cum domnul Alexianu avea nevoie de brațe de muncă în Transnistria, am făcut-o. Este hotărârea mea. În ceea ce privește exterminarea prin împușcare a țiganilor, cât și a evreilor, era în mare parte decizii directe a autorităților locale, la nivel de pretură, dar cu acceptarea tacită a autorităților județene centrale. Pentru unii Antonescu este erou național, pentru alții este dictator, pentru alții este un polițian ratat și așa mai departe. Deci noi nu putem să tratăm politica lui Antonescu dintr-un unghi de vedere. Politica lui Antonescu este, hai să spunem așa, contradictorie. Deci nu poți să-l învinuiești, dar nici nu poți să-l onorezi cu aceasta. Deci ideea lui a fost nobilă, dar n-a fost practică. Din perspectiva unui conducător de stat, din perspectiva unui conducător de armată, în perioada de război, unii încearcă să justifice chiar și acele decizii care au condus la victime umane. Dar sigur că deciziile puteau fi luate mult mai rațional. Deci, din punct de vedere al dreptului umanității, deci, aceste lucruri sigur că nu pot fi nici de cum justificate. Deci, deciziile care au adus victime umane trebuie să fie judecate rece și trebuie apreciate ca crime de război. În cel de-al doilea război mondial, evreii și romii au fost deportați în masă și au fost exterminați în diferite state. La genocid au luat parte nu doar germanii și românii, ci și ungurii, polonezii, austriecii, francezii, grecii, croații, cehii, rușii, ucrainenii, bielorușii și țările baltice.